Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Astăzi am decis să întrebăm locuitorii din municipiul Zalău ce părere au despre trotuare, despre străzi și despre starea municipiului în care aceștia locuiesc. O trecere rapidă prin municipiul Zalău ne-a arătat indignarea locuitorilor cu privire la starea drumurilor și a trotuarelor. Sunt străzi pe care șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre gropi, iar sălăjenii se plângă că își distrug mașinile trecând zilnic prin craterele din carosabil, pe care nu au cum să le ocolească. Străzile și trotuarele din cartiere sunt de asemenea ciuruite și pline de gropi, fisurate în valuri cu borduri pe jumătate distruse. Am avut curiozitatea să întrebăm un număr destul de mare de cetățeni din municipiul Zalău despre starea drumurilor. Întrebarea a fost scurtă. Ce părere aveți despre starea drumurilor și a trotuarelor din municipiul Zalău? Propun să vedem și ce răspunsuri am primit din partea sălăjenilor. Cum vi se par străzile din municipiu? Așa și așa, da, cam rale. În zona care locuiți dumneavoastră, cum se prezintă situația? La noi acum o cam reparat. Aici în spate stau la Stralis. În rest, mare. În ceea ce privește trotuarele, aveți aceeași părere? Nu prea circul pe jos. Mă duc mai mult cu mașina. Da. Deci nu, așa aici în zonă, nu sunt rale. Nu știu, mai departe. Mai până centru, acolo. Ce credeți că ar trebui făcut cu prioritate în municipiul Zalău? Deci, cu prioritate ar trebui făcut ceva cu semaforile astea. Deci, la fiecare pas, semafor, ba măr, ba nu măr, deci încurcă circulația foarte mult. Deci, credeți că ar trebui făcut ceva în privința fluidizării traficului? Da, da. Spațiile verzi, parcurile pentru copii, cum vi se par? Nu știu, că n-am copii mici, n-am prefost în parcuri. A, bulevardul acceptabil, da. Probabil cartierele marginașe mai este de lucru încă la. Dar, în general, acceptabilă. În ceea ce privește trotuarele, cum vi se par? La fel, zona centrală e făcută, dar în cartiere e cam dezastru. În zona unde locuiți dumneavoastră, de exemplu, cum se prezintă situația? Zona mea, din fericire, stau și la galerile. E bună. Lucrări de asfaltare, ați văzut ceva nou? Nu, momentan nu. Cum vi se pare dumneavoastră străzile? Cum nu mi se par bune, în orice caz. Aproape toate stricate și cu gropi. N-am ce să... Sunt unele locuri, acum pe bulevard, pe aici s-a făcut, dar așa la periferie e dezastru. În zona în care locuiți dumneavoastră, cum se prezintă situația? Acolo e cartier nou, știți? Dar în cartierele astea mai vechi e dezastru. Sau pe aici, între blocuri, eu stau sus, acolo cum se merge spre Grădina Poporului și acolo e făcut. Dar așa e proastă calitate. Despre starea trotuarelor? Astea s-au mai făcut, dar mai trebuie și astea făcute. Mai e de lucru. Ați observat în ultima vreme lucrări de asfaltare a drumului sau? Nu, chiar nu. Pe unde circul eu, nu. Ce credeți că ar trebui îmbunătățit la municipiul Zalău cu prioritate? Locurile, spațiile de joacă pentru copii, eu așa zic. Astea nu găsești un spațiu ca lumea a făcut, în afară de sus acolo, dar acolo nu prea ai timp să ajungi cu copiii la brădet. Credeți că sunt prea puține sau... Lipsesc de săvârșire aproape, pot să spun. Spre starea drumurilor din municipiul Zalău, cum vi se par străzile? Acceptabile. Ar putea fi și mai bine, dar... În zona în care locuiți dumneavoastră, de exemplu, cum e situația? La mine e foarte bine. Unde locuiți? În ce zonă? Aici, pe bulevard. În ceea ce privește trotuarele? Trotuarele... Centru splendid, dar în restul lasă de dorit. Ce credeți că ar trebui îmbunătățit cu prioritate la municipiul Zalău? Sau care sunt obiectivele prioritare? Locurile de parcare. Aia e primul lucru să rezolve primăria. Că nu sunt așa ceva și pentru vieță pietoni, trotuarele nu mai există. Se parchează pe ele în loc să fie pentru pietoni. În privința spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii, cum credeți că e situația? După cum am văzut, în parcul mare s-a făcut ceva,
celelalte de pe între blocuri se mențin cât de cât, așa că acceptabil. Despre starea drumurilor din municipiul Zalău, cum vi se par dumneavoastră? Foarte proaste, mai ales aici pe străzile astea laterale. De zeci de ani și tot așa cum a fost acum 100 de ani. În zona în care locuiți dumneavoastră, cum se prezintă situația? La Stralis aici e bine, în zona asta. Dar mă refer așa la părțile laterale a orașului. În ceea ce privește trotuarele? Trotuarele sunt destul de bune în oraș. Ce credeți că ar trebui făcut cu prioritate în municipiul Zalău? Păi eu cred canalizările pe străzile alea, mai ales pe, cum îi spune aici, Sărmaș, acolo nu sunt canalizări, nu-i nimic acolo, stau ca și la țară. Eu cred că asta ar fi prima prioritate. Ați văzut în ultimul timp lucrări de asfaltare a drumului sau de îmbunătățire? Că acum vin alegerile și mai mișcă ceva. Că altfel în 4 ani nu a făcut nimic. Nu prea bune. Pentru că merg pe multe locuri aici în Zalău, nu pe strada principală. Și vezi trotuare, câmp pe rozor, câmp pe groapă, pe partea, dacă merg, numai să vezi pe partea ce e acolo. Dacă ați fost. Trebuie să te uiți unde cars, că altfel dai din pământ. Credeți că ar trebui să se mai lucreze la partea aceasta? La județ în special foarte mult. La județ foarte mult. Unde locuiți dumneavoastră? Este asfaltat? Aveți gropi? Nu, chiar e asfaltat drumurile local, că e la țară, dar s-a asfaltat toate drumurile. Pe centru arată cât de cât, în cartiere? Da, centru poate spune că e ca și la oraș, mă iasă cum se vede și acolo câte o groapă, câte o pică așa, dar nu denivelă să nu poți merge. Iar despre curățenia din oraș, ce spuneți? Este curat? Spațiile verzi sunt îngrijite? Iarba tăiată? Am văzut că da, se lucrează. Față ce a fost mai înainte, poate fi. Așadar, trebuie să se lucreze la trotuare, la drumuri. La trotuare, vă spun, pe multe locuri trebuie. Că uite cum și așa mai către centrul Zalău, pe partea dincolo, uite cum arată. Deci nu-i cum ar fi să fie stați, că chiar văd acum trebuie să cumpărăm și primarii europeni ca să ne facă treaba ca lume. În această perioadă ați văzut lucrări de asfaltare? Nu, parcă prin Zalău nu. Ce părere aveți despre străzile din municipiu și despre trotuare? Sunt îngrijite, sunt asfaltate? Deocamdată nu pot să mă pronunț, că sunt din Sibiu și acum am aterizat aici. Și așa, la o primă vedere, ce spui? Dezastru în orice caz. Că am venit și mai pe ocolite cu autocarul și pe acolo, dar anii trecuți o tot cârpăci la ele, dar păi... Nu s-a lucrat cum trebuie. Probabil. Mă gândesc, mai ales aici strada asta, că e așa circulată. Vă dați seama că... Nu știu în jos cum e, că acum nu m-am ajuns în autogară. Deci... Eu stau în Sibiu, așa, și acolo sunt probleme, nu vă faceți griji. Ar trebui să se mai lucreze la partea asta. Da, peste tot. Cred că nu numai aici sau... Cam peste tot e dezastru cu drumurile, cu șoselele, cu... Iar curățenia din oraș, ce părere aveți? Este curat? Spațiile verzi sunt îngrijite? Motiv. După din cât am văzut așa, da... Curățenie. Lumea nu păstrează, că lumea e de vină. Azi de vină și ăștia de la firmă, dar lumea e de vină, că vezi numai că flioșc cu orice pe jos. Coșuri de gunoi ați întâlnit, așa? Trebuie să spun, nu prea am văzut. Este și asta o problemă? E, într-adevăr. E destul de prost, îmi pare foarte rău. Ar trebui să se mai lucreze la acest capitol? Da, sigur, foarte mult încă. Unde locuiți dumneavoastră? În cartierul Brădet. Și acolo sunt gropi de nivelări, este asfaltat? Destul de binișor la noi în cartier, dar și acolo mai sunt. Stau la țară, nu. Și așa, la o primă vedere, ce spuneți? Păi, ar mai trebui întreținute mai bine. Iar curățenia din oraș? Curățenia... Nu-i prea bună, dar... La partea de infrastructură ar trebui să se mai lucreze. Ar trebui, într-adevăr, că sunt unele locuri unde
mă lasă de dorit. Ce părere aveți despre starea drumurilor și a trotuarelor din oraș? Unele mai bune, altele mai așteaptă. N-ai ce să faci, asta este, nu? Pentru că, circulând pe ele, se strică timpul și intemperiile degradează. Ce altceva putem să spun, mai mult sau mai bun? Totuși se vede ceva îmbunătățit. Credeți că ar trebui să se mai lucreze la partea asta de infrastructură în unele zone? Da, ar trebui. Depinde și de posibilități. Nu putem să pretenții da și rest. Orice faci dacă ai posibilitate. Dacă nu există posibilitate, nu. În cartiere, care este situația? În cartiere, tot cam la fel. Sunt unele zone mai cu... în care așteaptă un pic de reparație, un pic de... să vede și în oraș și blocurile să mai aranjează. Despre curățenia din oraș, ce ne spuneți? Spațiile verzi sunt îngrijite, iarba este cosită, tăiată? Se mai poate, că mai este zone unde nu, mai pe lateral, pe, mai la periferie, așa, mai există. În centru și ăsta, pe unde circulă mai des, e mai bine și mai frumos. Se axează oarecum doar pe centru, cartierele mai la urmă? Nu numai aici, oriunde, tot cam așa e. Unde e circulația mai mare, uit mai mulți, întotdeauna e cam așa, nu? În această perioadă ați văzut lucrări de asfaltare? Eu, aici în zona în care pe unde am umblat, nu prea am văzut. Deci. Unele sunt bune, unele nu, dar în general e bine. Ar mai trebui... Mai lipsesc marcajele un picuț, ar putea fi. În cartiere, cum este? Care este situația? Acolo e mai dificil, un pic. Mai multe gropi, mai nereparate. Iar curățenia din oraș, ce ne puteți spune? Nu pot zice că e rău. Se face, dar putea să facă pe timp de noapte, să nu facă dimineața, că încurcă mult traficul. Iarba este cosită, este tăiată, spațiile verzi îngrijite? Așa și așa. Sunteți mulțumit de drumurile din oraș, de trotuare? Pe o groapă mare se mai găsește. Unde locuiți dumneavoastră? Este asfaltat? Păi ce stau. Asfaltat. Și acolo mai este groapă totuși. Credeți că ar trebui să se mai lucreze la infrastructura orașului? Să mai asfalteze? Ar trebui în unele locuri, nu peste tot. Da. Mai sunt gropi. Doamnelor și domnilor, asta a fost totul pentru astăzi. Sunt Anca Oleahuț și vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Până data viitoare, să aveți parte de toate cele bune!